Nu pot să spun că dintotdeauna mi-am dorit, pentru că nu vreau să exagerez, dar în orice caz se fac deja câțiva ani, de când vreau să am de Crăciun un brad neconvențional. Și anul acesta, parcă mai mult ca niciodată, nu mi-a venit deloc să intru în debara și să scot cutiile cu decorațiuni și apoi să asamblez bradul artificial, care oricum ar fi arătat identic cu cel de anul trecut și cu cel de acum 2 ani și de acum 3 ani și cred că putem să mergem chiar mai în spate. Drept urmare, m-am hotărât să-mi pun în practică ideea de a avea un brad care să întrerupă măcar pentru anul acesta tradiția și am căutat pe internet o soluție gândită de niște oameni cu spirit artistic mai pronunțat ca al meu. De fapt, știam ce caut. Un model pentru un brad stilizat cât mai simplu din fier. Chiar acesta a fost criteriul de căutare. Metal Christmas Tree. Și am găsit o mulțime de modele. Mult mai multe decât mă așteptam. Modelul acesta mi-a plăcut cel mai mult, adică se potrivea cu ceea ce aveam eu deja în cap. Însă prețul mi s-a părut foarte mare, nejustificat de mare și într-o zi, în timp ce vorbeam cu Vlad, cu băiatul meu, l-am întrebat dacă merită oare să dau atâția bani pe o decorațiune, că practic asta este un decor, iar el foarte repede s-a oferit să mi-l fac la garaj, la atelierul lui auto, unde are toate sculele necesare și mi-a spus că doar trebuie să cumpărăm materialul, eu să îi fac schița și el se va ocupa de tot. Cu așa o încântare m-am apucat de schiță, dar în timp ce desenam mi-am dat seama că dacă măresc prea mult înălțimea bradului, pentru că îl voiam mai mare decât cel de pe net, o să iasă prea ascuțit și nu se mai respectă proporțiile și nu o să mai arate bine. Până la urmă am desenat mai multe variante ca să am de unde alege. După ce mă consult cu Vlad, Vlad are o cu totul altă viziune a spațiului, mai clară și mai funcțională, dacă pot să spun așa. Și spre deosebire de mine, poate să-și imagineze cum vor arăta lucrurile înainte să le vadă fizic. După ce am desenat mai multe variante de diferite înălțimi ale bradului, cu suport mai mic, mai mare, de 20-25 de centimetri, am calculat cât material ar trebui pentru fiecare din aceste variante. În orice caz, diferențele erau mici și Vlad mi-a spus că nici la magazin nu îți taie fierul la milimetru, pentru că sunt niște bare, un fel de bare de niște dimensiuni standard și trebuie să cumperi un pic mai mult decât ai calculat, pentru că mai bine să-ți rămână decât să nu-ți ajungă. Și după ce am făcut toate rotunjirile în sus, prevăzătoare fiind, am ajuns la concluzia finală că ne trebuie 8,80 m de material. Magazinul de materiale de construcții nu e chiar genul de magazin cu care sunt eu obișnuită, mai ales că aici am fost trimiși în spate, undeva în curte, să ne alegem ce avem nevoie și ce ni se potrivește. Barele, într-adevăr, aveau o lungime de 9 metri, un diametru de 90 de milimetri am ales și am cerut să ne taie bara aceasta de 9 metri în 3 bucăți de câte 3 metri, ca să ne încapă în mașină. Tot materialul a costat 36 de lei. Și în aceeași zi, seara, după ce și-a terminat programul obișnuit,
Vlad, al meu, s-a și apucat de lucru. După una din schițele mele, am ales până la urmă varianta în care înălțimea bradului era de 1,65 m. Desigur, pe mine manopera nu m-a costat nimic, însă dacă ar fi fost să merg la un sudor care din când în când mai face câte o poartă sau un gard, mi-ar fi cerut, să zicem, 30-40 de lei, iar la un atelier cu pretenții, zicea Vlad că manopera s-ar fi ridicat undeva la 150, poate chiar 200 de lei. La un moment dat a apărut și Cristian, nepoțelul meu, foarte interesat de ceea ce se întâmpla la garaj și chiar dacă i-am pus niște ochelari de protecție, ochelari de jucărie, am decis că totuși e mai bine pentru siguranța lui să așteptăm afară în curte și până Vlad termină treaba, a durat cam o oră, o oră și jumătate, noi să ne jucăm un pic în bălți, pentru că a fost o zi foarte, foarte ploioasă de noiembrie. Cu toții am dat accept produsului finit, ne-a plăcut cum a ieșit, inclusiv lui Mike, unul dintre cei trei câini pe care îi avem la garaj. Însă nu am adus bradul acasă decât a doua zi, pentru că am așteptat să se usuce vopseaua. L-am dat cu un spray cu vopsea neagră. Nu am vrut să fie argintiu ca cel pe care îl văzusem pe internet și după care, practic, copiasem modelul. Urma acum doar să îl decorez și primul lucru pe care l-am făcut a fost să pun instalația cu beculețe, cu LED-uri, pe conturul bradului, lucru care s-a dovedit un pic mai dificil decât mă așteptam, pentru că aluneca foarte ușor pe sârma aceasta din metal, spre deosebire de crengile de brad, unde se agață cu ușurință, și a trebuit să o lipesc din loc în loc cu scotch. Ca timp, lui Vlad i-a luat aproximativ o oră și jumătate să facă bradul, să îl sudeze și cred că tot atâta mi-a luat și mie să îl împodobesc. Toată treaba a fost foarte migăloasă și chiar și globurile au necesitat mult timp să le agăț de crengi, pentru că firul acesta era foarte alunecos. Deși Vlad mă întrebase la un moment dat dacă nu vreau să îmi fac niște mici cârlige pe care să le sudeze de barele acestea orizontale, însă eu am refuzat și am vrut ca designul să fie cât mai simplu, cât mai minimalist. Până la urmă zic eu că a meritat efortul și mi-a plăcut cum a ieșit. Cu siguranță, modelul acesta de brad nu poate fi pe gustul tuturor, însă este potrivit pentru cei care vor să întrerupă tradiția din când în când. Merge foarte bine în spațiile mici, poate fi mutat cu ușurință dintr-un loc în altul, pentru că are doar 4 kg, l-am cântărit după ce a fost gata, nu lasă ace, ține o eternitate. Și un mare avantaj pentru cei care au pisici este faptul că acestea nu atentează la siguranța lui, pentru că
nu au cum să se cațere în el. Acesta a fost videoul de astăzi. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Nu uitați să dați un like și vă aștept cu drag data viitoare.